Există fiecare clipă, o alegere mintea noastră. Ei bine, acum ce se gândesc? Se gândesc negativ sau se gândesc pozitiv? Dacă vom alege să gândim negativ, lucruri negative se vor întâmpla. Însă dacă vom alege să gândim pozitiv, toate lucrurile se vor aranja. Nu există niciodată în această viață, dacă ți se va închide o ușă, să nu deschide Dumnezeu o fereastră. Nu există așa ceva. Totul este să ne lăsăm noi oarecumva modelați de viață, de divinitate. Și dacă s-a întâmplat un lucru care nu este de moment plăcut, să lăsăm să plece, să ne detașăm și să ne credem în Dumnezeu că toate lucrurile sunt spre bine de celor care îl așteaptă pe El. Știu, trec și eu prin ce treci și tu și de multe ori mă simt singură, mă simt descurajată, îmi amintesc că am o echipă frumoasă, îmi amintesc că am o familie minunată, îmi amintesc că am realizat atât de multe lucruri în viață, da, și iată, am ajuns până aici. Ei, de acum înainte, ce pot să fac decât să dăruiesc altora experiența mea, să dăruiesc altora ceea ce eu am, să zic așa, experimentat prin anumite provocări și am realizat lucruri mărețe, astfel încât să pot forma o comunitate internă și internațională și să vizitez foarte, foarte multe țări în care oamenii minunați ca și tine mă așteaptă să pot să îi ajut. Te aștept și pe tine! O zi extraordinară!